Ronald Bernard este un cetățean olandez care a devenit cunoscut în urma dezvăluirilor șocante despre misterioasa societate Illuminati. El a lucrat mai mulți ani pentru Illuminati, fiind unul dintre responsabilii tranzacțiilor financiare făcute de membrii acestei societăți. În declarațiile sale, Bernard vorbește despre acțiunile infracționale ale sistemului financiar mondial, cum sunt generate și cum sunt finanțate războaiele, cum sunt falimentate companii private sau chiar țări. De asemenea, el confirmă ceea ce se știa mai de mult, și anume că membrii din elita ocultei mondiale obișnuiesc să facă în ritualuri satanice sacrificii umane, în special de copii. Iată povestea de viață acestui om și mărturiile sale privind modul în care această societate luciferiană controlează lumea. Ronald Bernard a crescut într-o familie săracă în care adesea era abuzat fizic de tatăl său. Așa a ajuns să aibă chiar el un comportament agresiv cu ceilalți copii de la școală. Acest lucru a atras atenția unei societăți religioase de tip școală de corecție din Olanda. Timp de 2 ani de zile a stat la această școală catolică, unde din păcate a avut parte de un tratament mult mai agresiv decât în propria lui familie. El povestește cum călugării și maicile de la acea școală catolică îi abuzau sexual pe marea majoritate a copiilor, inclusiv pe el. Adesea la orgii participau și oameni pe care mai târziu, când a devenit adult, i-a recunoscut pe scena politică din Olanda, fie în alte medii, oameni cu statut și funcții importante. Toate aceste lucruri l-au determinat să se închidă în el și să-i urască pe oameni. Din adolescență până după terminarea armatei, pentru a face bani a fost implicat în acțiuni de contrabandă cu alcool, trafic de droguri și armament. Toate aceste infracțiuni le făcea în colaborare cu serviciile secrete rusești și olandeze. Pentru că și-a dorit mereu să fie independent și să devină întreprinzător, cu banii obținuți din activitățile ilegale și-a înființat mai multe companii. Așa a avut tangențe cu multe sectoare de activitate, printre care și cel al lumii financiare. Prin intermediul uneia dintre companiile sale ce activa în domeniul importurilor și exporturilor, a avut de-a face cu multe valute, astfel că pentru a face tranzacții comerciale era necesar să facă schimburi valutare prin intermediul brokerilor. La un moment dat, unul dintre brokeri l-a întrebat care este scopul lui în viață, iar el a răspuns că singurul obiectiv este să câștige cât mai mulți bani posibil. Brokerul i-a propus să-și închidă afacerile pe care le deține și să intre în lumea tranzacțiilor valutare. Se pare că acel broker avea un loc important pe piața activelor și schimburilor valutare din Olanda și s-a oferit să-i cedeze locul lui Bernard, chiar să-l instruiască și să-l introducă în rețea cu condiția ca din totalul câștigurilor anuale să-i dea 10%. Ronald Bernard a acceptat imediat propunerea. Apoi brokerul l-a avertizat spunându-i următoarele: dacă nu poți să-ți pui conștiința într-un congelator la -100 de grade, atunci nu te implica în așa ceva. La acea vreme, fiind tânăr și naiv, Bernard a luat cuvintele brokerului ca pe o glumă, însă abia după mai mulți ani a realizat adevărul acelor cuvinte. În noua activitate, Bernard și-a creat treptat o bază de clienți, iar pe măsură ce și-a îmbunătățit abilitățile în cadrul rețelei, a intrat mai adânc în lumea financiară. Așa a ajuns să fie un intermediar al băncilor, concernelor, serviciilor secrete și organizațiilor teroriste. A început să observe conexiunile dintre acestea și a realizat că pentru a ști ce se întâmplă în lume, trebuie să urmărești traseul banilor. Datorită talentului dovedit pe zona tranzacțiilor financiare, s-a făcut remarcat și astfel a ajuns în cercul celor mai influente familii de pe planetă. A reușit chiar să se împrietenească cu unii dintre membrii acestor familii ce fac parte din Illuminati și așa a aflat lucruri pe care foarte puțin le cunosc. Din păcate a trebuit să semneze un contract că nu va divulga niciodată numele companiilor, organizațiilor sau al oamenilor pentru care a lucrat. Deși a respectat cu strictețe contractul, nu a fost suficient deoarece a murit într-un mod misterios sau mai bine zis a fost lichidat în urmă cu câțiva ani. Chiar și așa, din declarațiile lui Ronald Bernard, aflăm că Illuminati este o societate organizată piramidal, Statele Unite reprezintă armata Illuminati la nivel mondial, Marea Britanie reprezintă centrul financiar al Illuminati la nivel mondial, iar Vaticanul centrul spiritual. Această organizație ocultă se ghidează după principiul divide et impera, adică divide și conduce. Ei urmăresc să separe masele de oameni prin crearea de partide politice, curente religioase, prin instigări legate de rasă, culoarea pielii și alte astfel de lucruri, pentru că divizați și învrăjbiți, oamenii sunt ușor de manipulat în direcția pe care iluminații o doresc. Masoneria și alte astfel de societăți se află în subordinea iluminaților. Iluminatii controlează finanțele mondiale prin intermediul unei instituții bancare create în 1930, numită Bank of International Settlements sau Banca Reglementelor Internaționale cu sediul central la Basel, în Elveția.
Această bancă a fost creată de către familia Rothschild, una dintre cele mai influente și puternice familii din cadrul Illuminati la nivel mondial. Banca Reglementelor Internaționale este o instituție ce nu răspunde în fața niciunui guvern național, are imunitate totală, nu poate fi controlată de nimeni, se situează deasupra oricăror legi existente pe pământ și are chiar propria poliție. Cei din vârful piramidei, adică Illuminati, dau ordine băncii reglementelor internaționale, iar de la aceasta se propagă în jos în sistem pentru executare. Astfel, prin intermediul acestei instituții bancare, au fost finanțate războaie, organizații teroriste, au fost falimentate țări și au fost schimbate regimuri politice. Imediat în subordinea băncii reglementelor internaționale se află Fondul Monetar Internațional și Banca Mondială. Sub aceste două instituții se găsesc Banca Centrală Americană, alte bănci centrale ale unor puteri mondiale, precum și Banca Centrală Europeană, ce are la rândul ei în subordine, băncile centrale din fiecare stat membru al Uniunii Europene. Imediat sub aceste instituții bancare se găsesc multinaționalele. Sub multinaționale se află guvernele țărilor, iar sub acestea la baza piramidei se găsesc oamenii simpli. Oficial aceste instituții, precum Fondul Monetar Internațional și Banca Mondială, au fost create pentru a ajuta țările cu probleme economice, probleme create prin diverse mijloace tot de oculta mondială. Țările sunt astfel împrumutate de aceste instituții bancare cu sume imense de bani, astfel încât niciodată să nu-și poată achita datoria. Cu ajutorul corupției din guvernele statelor împrumutate și prin intermediul multinaționalelor, Illuminati a ajuns să pună mâna pe resurse importante din țările împovărate de datorii. La cel mai înalt nivel, toate puterile lumii sunt prietene, însă oficial se creează impresia că sunt în conflict unele cu altele, pentru ca marea masă a oamenilor de pe planetă să trăiască într-o atmosferă opresivă. În acest sens, Ronald Bernard dă două exemple. Înaintea și în timpul celui de-al doilea război mondial, naziștii și inamicii lor, printre care americanii, s-au întâlnit de foarte multe ori la sediul din Basel a Băncii Reglementelor Internaționale pentru a tranzacționa aurul furat din diverse țări ale lumii. De asemenea, la începutul anilor 90, pentru că a invadat Kuwaitul, Organizația Națiunilor Unite a instituit un embargo comercial Irakului, astfel că irachienii în mod oficial nu mai puteau să-și vândă petrolul. În realitate, în cel mai mare secret, petrolul irachian a fost vândut americanilor și nu numai, iar sumele imense de bani ce aparțineau statului irachian au trebuit, prin diverse mijloace, introduse în circuitul economic prin tranzacții financiare, la care Ronald Bernard a participat în mod activ. În lumea celor mai puternici oameni de pe planetă, totul este posibil, de la schimbarea identității într-o singură zi, la crearea propriilor instituții, reguli și legi, publicarea de știri manipulatoare în orice ziar de pe glob, chiar falimentarea unor companii sau chiar țări. Ronald Bernard povestește o astfel de situație când prin tranzacții valutare, el și colegii lui ce lucrau pentru Illuminati au introdus pe piață sume imense de lire italiene la începutul anilor 90, acest lucru cauzând falimentul unei mari companii private din Italia. În urma falimentului, patronul companiei s-a sinucis. Toate aceste lucruri murdare sunt luate de cei ce lucrează în slujba Illuminati, pe zona tranzacțiilor financiare ca pe niște lucruri amuzante. Ei privesc oamenii ca pe niște obiecte ce pot fi oricând aruncate la gunoi, singur lucru important pentru ei fiind profitul. Fiecare om de pe pământ are un cod numeric pe care îl primește la naștere. Acest număr reprezintă numărul sclaviei oamenilor cât timp trăiesc pe pământ. Bernard dă exemplu Olandei, unde un om la naștere valorează aproximativ 5.000 de euro. Adică în timpul vieții, un olandez trebuie să dea statului prin taxele și impozitele plătite suma de 5.000 de euro. Această sumă variază de la o țară la alta. În Statele Unite, codurile numerice personale ale oamenilor, sau mai exact oamenii, sunt tranzacționați la bursă. Illuminati, prin intermediul instituțiilor aflate în subordine, finanțează proiecte secrete și organizații teroriste. Serviciile secrete din oricare țară din lume se află de asemenea în slujba Illuminati. Ronald Bernard spune că serviciile secrete reprezintă organizații criminale. Ele nu servesc sau protejează un popor, ci sunt implicate în trafic de droguri și armament, precum și în trafic de persoane. Serviciile secrete au propriile fluxuri de bani, ele colaborează cu organizațiile teroriste și pun umărul la crearea de conflicte și chiar războaie. Pentru că s-a împrietenit cu persoane ce fac parte din familiile Illuminati, Ronald Bernard a aflat modul în care sunt tratați copiii în aceste familii. Astfel, primul copil născut într-o familie Illuminati trebuie sacrificat. În cazul în care părinții refuză să-l sacrifice, copilul este bătut, torturat, abuzat fizic și emoțional, până este distrus psihic. Astfel, copiii din aceste familii sunt educați să urască lumea și să-și dorească să o distrugă. Părinții care fac aceste lucruri cred că acesta este cel mai bun mod de a-și educa copiii,
ca și cum le-ar face un bine. Marii maeștri din fruntea Iluminatii dețin puteri supranaturale. Bernard povestește o situație când la o ședință cu un astfel de maestru Iluminatii, în care urma să li se dea indicații privind modul în care trebuie să acționeze într-o anumită situație, unul dintre colegii săi nu a fost atent la ceea ce maestrul respectiv le spunea. Acel maestru s-a supărat, s-a apropiat de bărbatul respectiv și a pus mâna în zona pieptului. Acel om a început să țipe ca și cum ar fi avut dureri foarte mari. După un timp, când Bernard și-a întrebat colegul ce a simțit atunci, acesta a spus că în momentul în care maestrul Iluminati l-a atins, a fost ca și cum corpul i-a luat foc pe interior. Conform lui Ronald Bernard, membrii Iluminati afirmă că ei slujesc unei entități dintr-o altă dimensiune pe nume Lucifer. Ei sunt extrem de recunoscători lui Lucifer pentru toate bogățiile pe care le dețin pe pământ. Bernard spune că a fost dus de membrii acestei societăți în locuri denumite Bisericile lui Satan și a văzut cum își celebrau slujba cu femei dezbrăcate și băutură, lucruri care la acea vreme îi se păreau amuzante. Apoi a fost invitat în străinătate, deci în afara Olandei, și din păcate nu menționează țara, să participe la ritualuri satanice în care copiii erau violați și apoi sacrificați. A refuzat să participe la ritualurile satanice, deoarece și-a amintit momentele de la școala catolică unde chiar el a fost victima abuzurilor sexuale din partea adulților. Acela a fost punctul de ruptură, momentul care l-a zdruncinat și l-a trezit la realitate. Treptat a început să refuze sarcinile de la locul de muncă, iar acest lucru l-a transformat într-o amenințare pentru Iluminati, deoarece începuse să nu mai funcționeze optim. Performanțele lui în domeniul tranzacțiilor au început să aibă de suferit. A fost torturat fizic de persoane trimise de aceștia, pentru a fi sigur că nu va încălca pactul păstrării secretului și nu va crea prejudicii nimănui. Bernard spune în interviurile acordate că sacrificarea copiilor în ritualuri satanice este o chestie obișnuită pentru membrii Iluminati și pentru cei ce îi slujesc. Se pare că sacrificiile umane și în special de copii sunt o practică veche preluată de la cele 10 triburi israelite care au fost exilate în Babilon. De asemenea, sacrificiile umane sunt folosite de Iluminati pentru a-i șantaja ulterior pe participanți și astfel a avea permanent la mână. Pentru curajul de a spune adevărul, Ronald Bernard a fost ucis. El a fost găsit mort cu fața în jos într-o apă de mică adâncime într-un orășel din statul Florida, după ce cu câteva ore înaintea decesului a comunicat poliției prin telefon că este urmărit și că viața lui este în pericol. Mesajul pe care Ronald Bernard l-a transmis este că a venit timpul ca oamenii să se trezească și să-și unească forțele, pentru că numai uniți, oamenii se pot elibera din jugul sclaviei instaurat de o societate luciferiană ce vrea să distrugă tot ce este viu pe pământ. Interviul cu Ronald Bernard nu a tras din păcate atenția mass-mediei din Occident, deși ar fi trebuit să o facă, dar poate singurul motiv pentru care nu a făcut-o este faptul că mass-media este deținută de aceiași pedofili și sataniști care conduc lumea. Pedofilia în rândul elitelor este ceva obișnuit în Occident, persoane importante din politică, presă sau industria de divertisment fiind pedofil cu multe victime la activ. Pentru mai multe detalii, sub videoclip găsiți două linkuri. Primul link duce către canalul de YouTube al lui Ronald Bernard, unde găsiți mai multe videoclipuri interesante. Acest link este pentru cei ce înțeleg limba engleză. Celelalte linkuri sunt pentru cei ce nu înțeleg limba engleză. Linkurile respective vă vor duce la videoclipuri cu Ronald Bernard ce au subtitrări în limba română. Cred că merită să le urmăriți și dumneavoastră, mai ales că acolo veți găsi și lucruri pe care eu nu le-am pus în acest videoclip, pentru că nu am vrut să mă întind foarte mult. Mulțumesc pentru vizionare!